Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat astăzi la Cluj că cei care ar trebui să fie întrebați despre informările SRI privind pesta porcină sunt fostul premier Dacian Cioloș și fostul ministru al Agriculturii. Declarațiile au fost făcute după ce presa locală l-a întrebat despre cele 132 de informări pe care SRI le-a transmis până acum despre pesta porcină. Dumneavoastră a spus o întrebare foarte bună, dar trebuie să-i spuneți, să o puneți ministrului de atunci și premierului de atunci. Pe în 2016 era altcineva premier, dacă mi-aduc aminte, era domnul Cioloș. Chiar vă rog să-l întrebați pe dumnealui. Chiar vă rog să-l întrebați. Eu am aflat din momentul în care m-am așezat pe scaunul de ministru și am aflat din momentul în care eram în Comisia pentru Agricultură, pentru că eram membru în Comisia pentru Agricultură, și am aflat de la autoritățile sanitare veterinare. 13.09 au depus la minister, la Comisia pentru Agricultură în 2016, în 13.09.2016, a depus o informare la Ministerul Agriculturii, la Comisia pentru Agricultură, pentru a cere sprijin, întrucât erau într-o situație dificilă. Spunea dumnealui, și sunt documente în acest sens, că autoritățile nu înțeleg gravitatea fenomenului și ne-a cerut sprijin, am intervenit, am transmis concluziile noastre primului ministru, rugându-l ca să intervină, ca să așeze autoritățile statale la masa dialogului. Ministrul Daea susține că ulterior nu știe ce s-a întâmplat cu concluziile transmise. Mai mult, acesta a vorbit și despre cei care critică autoritățile pentru intervenția în cazul pestei porcine. Unii vor să se urce pe lacrimile de necaz ale populației, căutând sprijin electoral. Declarațiile ministrului Agriculturii vin în contextul în care Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control a SRI, a declarat că prima informare cu privire la pericolul pestei porcine a fost făcută în iunie 2016 de către Serviciul Român de Informații.